aceea mi-e teamă de păcate. Pentru ea e bolta mai albastră, pentru limba, pentru limba noastră. Limba țării mele, limba mea de acasă, răsărită în suflet de al mamei când, ai crescut pe brazi de grea în spic mrezoasă, printre frați, prin veacuri, trainic legământ. Limbă strămoșească, glas de voinicie, de pe îngălbinite foi cronicărești, din cenușa vremii faci să reînvie gloria străbună, vechile povești. Cântăreții falnici te-au purtat departe, cu cetăți de piatră Ștefan te-a păzit, a baladei noastre slovă fără de moarte, dragostea obștească ți-a fost scut și zid. Limba mea sfătoasă, creangă ce-a iubit-o și-a naripat un vers Alexandrii, Eminescu forma ți-a desăvârșit-o în cultura lumii spre a ne mândri. Mitingul, consacrat manifestării Sărbătorii Naționale Limba Noastră, se declară deschis. Cuvânt se oferă președintelui Raionului Florești, domnului Ștefan Paniș. În aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. Stimat florășteni, onorat public, tradițional, la data de 31 august, Republica Moldova sărbătorește cu cinste și drag Sărbătoarea Națională Limba Noastră. Ea s-a născut în învoltoarea mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80. Anual, această sărbătoare este marcată cu manifestări de înalt patriotism, de regăsirea rădăcinilor, consemnată prin poezie, cântec și joc, prin repunerea în drepturi a vechilor tradiții populare și a momentelor care le-au marcat istoria. Umilită și aproape că interzisă, limba română a intrat în țara noastră în drepturile ei depline. Este ocrotită de lege și această zi, 31 august, este proclamată Sărbătoarea Limbii. Respectul față de limba țării înseamnă nivelul intelectual al demnității umane și naționale. Această zi prezintă o incontestabilă valență istorică, deoarece evenimentul de proclamare din 31 august 1989 a limbii materne ca limbă de stat a consfințit importanța și valoarea ei etnică. Marea noastră datorie este să o studiem, să o învățăm și să o cunoaștem în profunzime. Limba unui popor este istoria lui. Limba nu este a scriitorilor, a savanților lingviști, a învățătorilor de limbă și literatură. Ea aparține poporului, celor care de-a lungul veacurilor i-au înălțat strălucitoarea ființă. Vorbindu-ne corect și frumos limba, pomenim astfel de pe străbuni, pe cei care au creat societatea cuvintelor civilizate. Învățată în familie și în școală, și apoi iubită și cultivată sau ignorată, poluată ori uitată, limba e vie și puternică pentru că exprimă, unește sau dezbină, definește identitatea, se moștenește și se lasă moștenire. Prin limbă reușim mereu să rămânem aceiași, precum fiecare popor se mândrește cu valorile și cultura sa, ne mândrim și noi, moldovenii, cu limba cinstită și glorificată de marii poeți Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Vasile Alexandri,
Alexei Mateievici. Limba stă la fundamentul unei culturi, așa cum credința stă la fundamentul unui sfânt. Pe ea se clădesc valorile unui neam. Nu există cultură, civilizație, istorie, literatură și știință fără limbă. A vorbi frumos și corect trebuie să știm cu toții, pentru că maturitatea culturii publice a spiritului social se manifestă cu deosebire în limbă și între culții unui popor. Nu există nimic mai de preț pentru un popor decât graiul matern, întrucât acesta este pământul prin care respire întregul neam și suflarea în care se contopește sufletul poporului. Prin graiul pe care îl vorbește, fiecare popor ajunge să-și dezvelească întreaga sa faptură și spiritul său patriotic în fața neamurilor străine, devenindu-le celor din urmă și un motiv demn de mândrie și admirație pentru generațiile actuale, cât și pentru generațiile viitoare. Calitatea de neprețuită a graiului matern se explică prin harul ei de a oglindi întreaga istorie a neamului, cu toate bucuriile și tristețele ei, victoriile și înfrângerile trăite, visele realizate și speranțele spulberate de împrejurările nesigure prin care a fost sortit să treacă. Stimați floreșteni, dragi cetățeni, cu prilejul acestei sărbători, limba noastră, vă duc sincere felicitări și urări de sănătate, prosperitate și voie bună. Mult succes în toate eforturile, sprijinul prietenilor adevărați, susținerea în familie și încredere în viitor. Fie ca patriotismul, dragostea de țară și limbă să devină forța motrică a prosperării Republicii Moldova. La mulți ani, limba noastră! La mulți ani, dragi floreșteni! Când spune unul că e săracă, sărac e el. Nu-s limbi sărace. Lui poate limba să nu-i placă, dar mie orice limbă îmi place. Cuvânt se oferă viceprimarului de Florești, domnului Iurie Gangan. Onorată asistență, bună ziua! Primele din sărbătorile naționale din istoria contemporană a Moldovei a fost declarată la 31 august 1989 de către Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, votat cu cea mai mare parte a legislației privitor la limba de stat și alfabet. Ulterior, ziua de 31 august este declarată sărbătoare națională în Republica Moldova. Vasile Alexandri spunea despre limbă că este tezaurul cel mai prețios pe care îl moștenesc copiii de la părinți. Depozitul sacru lăsat de generațiile trecute. Lung, greu și plin de sacrificii a fost drumul neamului nostru spre ziua de 31 august 1989. Dar am învins. Acest an istoric a fost posibil pentru că poporul și elita lui intelectuală a fost împreună. Uniți în cuget și simțire. Mobilizați în jurul unui ideal național. Ceea ce ne lipsește cu regret la etapa actuală ca să finalizăm procesul de democratizare. Această sărbătoare reprezintă un act de unitate și solidaritate națională, un semn de dragoste pentru patrie și neam, un respect deosebit pentru cei care au apărat acest sfânt meleag. Limba pe care înaintașii noștri au lăsat-o cu căldură și iubire, ne-au lăsat-o cu rugăminte de a lupta pentru înflorirea ei, căci limba unui popor prosperă numai dacă este iubită, cinstită și ocrotită. Limba este o armă a gândirii, ea ne ajută să creștem cu demnitate. Limba este comoara pe care o lasă o generație alte generații. Limba nu este o sărbare trecătoare. Ea este veșnică sărbare a sufletului, care face parte din noi înșine și din conștiința noastră. Graiul nu poate fi uitat. Cu el trăiești, cu el respiri, viața noastră prin limbă trece. Un popor va exista atâta timp cât există piatra de temelie a acestui neam, limba, istoria și patria, fără de care nu putem trăi prezentul și cu ajutorul cărora ne creăm un viitor. Stimați floreștini, cu prilejul acestei minunate sărbători, vă doresc sănătate, tihnă sufletească, optimism, succes, împliniri și speranță în ziua de mâine. Felicitări cu marea sărbătoare, ziua limbii materne. Vă mulțumesc! Limba noastră e limbă sfântă.
limba vechilor cazanii, care o plâng și care o cântă pe la vatra lor țăranii. Compoziția literal-muzicală, Limba noastră e limbă sfântă, este interpretat de ansamblul de copii cu titlul model Sălcioara, conducător Daniela Alexei. Limba noastră mi-e iubită, cu sonorități anume, cu aud ades vorbită. Limba noastră e arta pură, șlefuită printre stele, ocrotită în scriitură cu tăișul penii mele. Limba noastră a fost stâlcită, pusă în junc de rase avare, dar a rezistat, rănită și rezistă în continuare. S-au răzbătut să avem o țară și ne-au lăsat o avere, limba noastră ce-i comoară. Port în suflet dor de țară, țara care o iubesc. Altă țară mai frumoasă ca Moldova nu găsesc.
Mitingul consacrat sărbătorii naționale limba noastră cea română se declară închis. Pentru limba noastră.